Ăsta e tău meu, te-am prezentat. Mie îmi place viața în general. Îmi plac animală, îmi place vegetația și boia bună. Astăzi pentru mine este o sărbătoare deosebită, că sunt în fața dumneavoastră. De aceea, pentru început, dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre mine. În casa unde m-am născut și am copilărit, în spatele casei creștea porumbul. Pentru a ajunge la veceu, că vrea să parcurg 100-150 de metri, pe frig, viscuri, ploaie, vânt, măroi, nu prea avea importanță. Nu fac parte dintr-o familie de erudiți. Pentru a ajunge la școală, trebuia să parcurg pe jos vreo 6 km, 3 dus, 3 întors. Era toamnă, iarnă, vară, nu avea importanță. Și să știți că nici grădinița n-am făcut-o, pentru că localitatea unde m-am născut eu, Iasecio, Cârlia, județul Constanța, nu era grădiniță pe vremea aceea. Singura limbă străină pe care am învățat-o a fost limba rusă. Ia că am râmpat rus, la fel. Ce pot să vă spun astăzi, că studiile pe care le am, multe sau puține, recunosc că le-am făcut la serat. Munceam 2 săptămâni de zi, una de noapte, pentru a continua studiile. Să știți că nu mi-a fost ușor și nu mă ascund de acest lucru. Pentru mine a fost și este un obiectiv de a îndepăși condiția zilnică. Actualmente, sunt student la Universitatea Calimita, secția propriul meu stăpân. Și credeți-mă pe cuvânt că Universitatea Calimita nu poate fi absorbită la cursuri serale sau la fără frecvență. De aceea, aceste zile sunt foarte importante pentru mine și pentru noi toți copiii. Astăzi am o temă specială pe care am intitulat-o de la eu la noi, sau de la mine la noi. De ce? Să ne aducem aminte de copilăria noastră. Mergeam la școală, venea învățătorul sau profesorul sau alții la facultate și spunea toată lumea la marginea băncii. Numărul 1, numărul 3, numărul 3. Numărul 1, numărul 3, numărul 3. Aveți grijă că dacă copiați și vorbiți între voi, aveți 1 și afară. Astfel de mici am fost obișnuiți să nu conlucrăm între noi și să devenim egoiști. Al meu, eu. În afacere, pronumele eu înseamnă deja pagubă. În afacere trebuie să spui noi. Înseamnă dragoste, înseamnă pasiune, înseamnă dăruire, înseamnă bani. Iată de ce astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie să înțelegem că dacă vrei să ai succes, ai nevoie, într-adevăr, de a-ți elimina propriul vocabular, pronumele eu. Să înlocuim cât mai des un nor. De ce vă spun asemenea lucruri? Pentru că majoritatea oamenilor, când vin la început în această activitate, ei spun, vreau afacere. Dar eu de multe ori întreb, afacere cu bani sau fără bani? Păi de ce? Păi de multe ori tu, practic, vii în propria ta afacere, acționezi ca un angajat și lucrezi în afacerea ta, nu la afacerea. Și asta înseamnă că ai un job. Nu uita că jobul este ceva puțin mai sus de faliment. Înseamnă afacere. Continui nu știu cât timp, o lună, două, trei, cinci, și spui că iubești Calimita, iubești produsele și practic îți transformi afacerea într-un copil. Și spui pe aceea că nu ai bani. De ce? Pentru că tu încă nu ți-ai schimbat mentalitatea. Nu se aude. Dacă nu se aude, îmi pare rău, atât pot să vorbesc. Avem aici microfoane, dacă vă descurcați. Pierdem timp. Și atunci ce va trebui să facem? Să veniți mai la mijloc. Să vin la mijloc. O să mă și plimba. Va trebui să înțelegem că activitatea îți va aduce profit atât timp dacă tu vrei să ai profit.
Va trebui să schimbi mentalitatea de angajat într-un proprietar de afaceri. Și pentru acest lucru va trebui să acționezi. Cum vei acționa, nu pot să mă pronunț, pentru că fiecare își va face activitatea în funcție de ce își dorește el și în funcție de sponsorul pe care îl are. Cert este că, la un moment dat, afacerea poate fi productivă dacă tu chiar crezi că afacerea ta este productivă. Și pentru a înțelege mai bine ce vreau să spun, o să mergem la următorul slide și o să spun că succesul este determinat, nu este determinat de ceea ce vrei să obții și de ceea ce devii pe parcursul drumului spre succes. Este un drum greu de la eu la noi. Pentru că trebuie, în primul rând, să înveți să dăruiești celor din jurul tău. Nu poți să dăruiești celor din jur dacă tu nu acaparezi și să oferi. Ceea ce dăruiești cu sufletul și pui pasiune în ceea ce faci, va avea eficacitate maximă. Știți de ce? Pentru că, într-adevăr, iubești ceea ce faci. În momentul când iubești ceea ce faci, cu siguranță, succesul va veni. Mulțumesc! Iată ce înseamnă să lucrezi în echipă. Am trecut la noi. Am trecut la noi. Pentru a înțelege și mai bine, acest triunghi este triunghiul succesului sau triunghiul unei afaceri reușite al lui Robert Kiyosaki. El spune totdeauna că dacă vrei o afacere și vrei să ai o afacere reușită, nu trebuie să excluzi niciunul din aceste elemente, acestei triunghi. Dacă cumva unul din aceste elemente lipsește, afacerea ta este sortită eșecului de la început. Dar nu uita niciodată că la baza afacerii tale va fi totdeauna misiunea. Credem sau nu credem, dar fiecare are o misiune pe acest pământ. Mulți dintre noi face o confuzie mare între misiunea lui pe pământ și scopul vieții sale. Și am aflat de curând că nu este una și același lucru. Scopul majoritatea oamenilor cred că sunt acele necesități pe care le doresc sau le vor să le aibă cât mai repede. Și vă dau un exemplu concret. Sunt persoane care și-au dorit case, mașini, bani și au îndeplinit aceste deziderate. Dar în interiorul sufletului este gol. De ce? Pentru că încă el nu și-a găsit menirea pe pământ. Cum poți să-ți găsești menirea sau misiunea ta? Păi, în primul rând, gândește-te ce-ți face plăcere să faci fără să fii constrâns. Gândește-te ce te determină să te ridici mai repede din pat și să acționezi. Gândește-te ce poți să faci și să nu ții cont de tot ceea ce spun cei din jurul tău și de decisiunile vieții și să mergi mai înainte. Atunci, cu siguranță, îți vei găsi și care. Eu știu care este scopul meu, eu știu care este menirea de pământ. Dar pentru acest lucru, mi-am dat seama că nu pot de un singur. Eu știu că trebuie să aduc un plus valoare oamenilor de lângă mine. Și cum pot să aduc eu valoare oamenilor dacă nu mi-aduc mie însumi valoare? Cum? Citind, învățând și punând în practică ceea ce știu. Și îmi face plăcere deosebită ca la sfârșitul unei zile de lucru să spun că oamenii sunt mai buni decât i-am găsit eu la lucrurile. Atunci poate fiecare va înțelege ce vreau să spun. Nu confundați scopul vostru cu necesitățile voastre, cu dorințele voastre. De multe ori viața nu este un covor roșu. Să fie presărat pe tare de trandafiri, să pășim și să spunem vai ce m-a lovit succesul. Nu. Trebuie să muncești. Trebuie să dăruiești. Și nu înainte de toate, învață să spui noi înainte de eu. Cât timp am la dispoziție?
O altă latura triunghiului este echipa. Vrei să ai o afacere profitabilă. Trebuie să înțelegem cu toții că vremea lucrului singuratic a trecut de mult. Vrem să credem sau nu, timpul s-a comprimat. Vrem să credem sau nu, nu poți să le faci tu pe toate. Oricând ți-ai întinde tu mâinile și aripile, să vrei să ai grijă de tot și de toate, nu vei putea. Ai nevoie de cineva. Oamenii din echipa noastră ne completează pe noi. Noi completăm echipa. Dar depinde ce fel de echipă vrei să ai. Una de profesioniști sau una de amatori. De ce spun asemenea lucruri? Pentru că va trebui să muncim un an, doi, trei, cinci cu oamenii din echipa noastră. Să le schimbăm mentalitatea. Și pentru acest lucru durează. Și ne vom da seama, după o anumită perioadă, că cei din echipa noastră sunt mai buni decât ieri. Și suntem mândri de echipa pe care o avem. Dar fără să-ți dai seama că între timp, datorită oamenilor din echipa ta, tu ești mai bun decât ai fost ieri. Ai evoluat odată cu ei. De aceea spun, nu pune interesul personal înaintea interesului de grup. Crește odată pe echipa ta. Echipa, să știți că vă poate ridica sau prăbuși. Contează de oamenii pe care îi ai. Pentru că dacă vrei să te înconjuri de oameni cu o anumită mentalitate, crede-mă pe cuvânt că nu-i poți schimba tu pe toți, dar schimbe-te pe tine, pentru că tu vei fi model pentru ceilalți. Trebuie să înțelegem că echipa îți dă stabilitate. Vei crește odată cu ea. Dar sfatul meu este să știți că nu folosiți oamenii și iubiți banii. Iubiți oamenii și folosiți banii. Nu poți cumpăra cu bani ceea ce cucerești cu sufletul și cu inima. N-ai cum. Am întâlnit persoane care au case, au mașini, dar sunt goi pe dinăuntru. Dar am întâlnit, în schimb, oameni care au dăruit celor din jurul lor. Nu au avut atât de mulți bani și nu au avut atât de multe părți materiale. Dar au trăit o viață îmbelșugată. Știți de ce? Pentru că au făcut ceea ce le-a plăcut să facă. O altă latură a triunghiului este leadership. Vrei, nu vrei, va trebui, cu siguranță, să devii lider. Nu-ți poți conduce activitatea, nu-ți poți conduce viața dacă nu devii lider. Liderul este acea persoană care la rândul lor, la rândul ei, crește alți lideri. Este o nouă misiune a liderului. Liderii nu se nasc, ei se formează și ca orice muncă grea, trebuie să muncești, spunea Vince Lombardi. Dacă vrei într-adevăr să fii lider, trebuie să scoți din vocabularul tău cu pronumele eu, și înlocuiește-o cu pronumele noi. De ce? Oamenii din echipa ta, repet, te pot ridica sau te pot prăbuși. John Maxwell spunea că în fiecare echipă există două găleți. Una cu benzină, una cu apă. Dacă în cadrul echipei tale există un mic incendiu, o mică ceartă, o altercație, rămâne la latitudinea oamenilor din echipă, cum i-a instruit, dacă va folosi găleata cu benzină și totul se va face scurt. Să va folosi găleata cu apă și va ieși puțin fum și viața va merge înainte. Maxwell spunea de asemenea că niciodată nu poți să ajungi și să duci pe cineva spre locurile care tu nu ai fost. Un lider bun nu ține cont de titluri, pentru că titlul nu-i va ține de cald în timpul de gând. Liderul întotdeauna se va baza pe o echipă și pe ceea ce știe să facă împreună pe echipă.
Nu vreau să vă rețin mai mult și atunci o să trecem mai departe și o să spun că... Nu, înapoi. În interiorul triunghiului, la vârf, va fi întotdeauna produs. Are rost să vorbesc eu acum de produsele calitate, ce fel de produse sunt. Că sunt omologate, sunt certificate, sunt produse extraordinare. Sunt produse care au salvat vieți, mărturii sunt aici. Credeți că are rost să mai vorbesc despre asemenea lucruri? Are rost să vorbesc despre legislație, să spun că firma Carbita Internațional lucrează într-un organism legal, perfect legal. Are rost. Are rost să vă vorbesc despre sisteme, care sistemul share marketing este cel mai perfect sistem de marketing, din network marketing, ceea ce este. Pentru că s-a luat tot ce e bun din fiecare celălalt. Are rost să vă spun că putem comunica de la sponsorul nostru direct, la sponsor superior, la director, președinte și așa mai departe. Fluxul numerar, hai să fim serioși, depinde de noi cât vrem să câștigăm în afacerea asta. Vrem 4%, 4% pe mare. Vrem 21%, 21% pe mare. Are rost să mai spun că cine își dorește venituri reziduale, are rost să vorbesc că firma ne pune la dispoziție tot ceea ce avem nevoie pentru a ne perfecționa, că avem acces până când și la excursii. Are rost să vă spun, dar poate cred că are rost să vă spun că în România există peste 50.000 de membri Carivita, dar numai 5% câștigă bonusuri substanțiale. De ce? Pentru că n-am ieșit încă din zona de confort. Poate că așa vrem, ca afacerea să fie hobby. Și puneți întrebarea zilnică, ce este Carivita pentru tine? Hobby? Job? Sau afacere? Și vom merge mai departe, totuși. Și o să rog pe Mariana să-mi dea slide-ul mai departe. Și o să spun că munca grea îți va aduce rezultate omului. Poți să fii tu inginer, poți să fii profesor, poți să fii muncitor. Când ai venit în activitatea asta, ai luat-o de la zero. Inginerul e în fabrică, dacă e în Calivita, înseamnă că este membru Calivita, pe diferite nivele de performanță. Medicul este în spital, dacă își câștigă existența de acolo. Dacă este în cadrul Calivita, înseamnă că este membru Calivita, pe diferite nivele de performanță. Inginerul, profesorul și așa mai departe, mi-am de fost ală. Din punctul meu de vedere, toți suntem egali, dar ce ne diferențiază nivelele noastre de performanță? Iată că este unul dintre cele mai democratice sisteme pe care le are cineva. Dacă cineva vrea să-și crească valoarea proprie, îi spun să facă afacerea Calivita cu suflet, păsuine, pasiune și dăruire. De ce? Știu că vremurile sunt tulburi. Și pesimistul spune, văd eu ce o să mai fac, optimistul mai aștepta, liderul își reglează pânzele în funcție de vremuri, și vreme. Adaptează-te la ceea ce ai. Nu sta și plânge. Pentru că dacă vei sta să plânge, o să ai ceea ce meriți. O să atragi ceea ce ești, de fapt. N-are nimeni ce să-ți facă. De ce? Pentru că tu ești propriul tău stăpân. Știu că este greu ce spun. Dar niciodată nu o să crești dacă îți micșorezi greutățile. Mărește-te pe tine. Toate oportunitățile care ți ies în cale, să știți că nu ți ies degeaba. Dar poate noi nu conștientizăm lucrul ăsta. Important este să ne gândim acum care este scopul nostru și numirea noastră pe Pământ. Și o să vă mai spun ceva. Și asta mi-aduce aminte de o mică anecdotă în care un om vindea crenguși pe autostradă. Chiar și-a făcut și niște benere în care toată lumea când trecea îi invita să mănânce cei mai buni crenguși. A început să aibă profit. A crescut numărul comenzilor de crenguși, a crescut comenzile numărului de chifle, afacerea înflorea,
Chiar a cumpărat un cărucior mai mare pentru a-și dezvolta afacerea. A câștigat destui bani să-și dea fiul la facultate. Fiul a devenit, într-adevăr, un om educat, dar un mare pesimist. Și a venit acasă și a spus: măi, tată, tu nu citezi iar, tu nu te uiți la televizor, tu nu vezi că este o recesiune economică în toată lumea și o să vezi ce o să întâmple cu micii afaceriști. Tatăl s-a gândit: mă, mă, știe el ce știe. Nu degeaba a citit ziare, nu degeaba s-a uitat la televizor, nu degeaba a făcut facultate. Și omul nostru și-a micșorat numărul de comenzi de crenguști, și-a micșorat numărul de chifle, vânzările i-au scăzut, și-a luat până când și reclamele de pe autostradă, nu s-a mai dus să facă absolut nimic și i-a spus: ce dreptate a avut fiul meu. Câți dintre noi nu gândim și acționăm la fel astăzi, în care nimic? Nu mai facem nimic, că a venit criza. Nu mai facem nimic, că n-a venit nu știu cine la întâlnire. Hai să vin să ieși. Viața e o luptă, omule, trezește-te dacă vrei să mănânci. Nimeni nu-ți dă de mâncare gratis cineva ziua de astăzi. Pe vremuri țipai, urlai, venea cineva, te lega și pleca. Acum poți să țip cât vrei, că nu te va gândi în seama. Să mai spun ceva, cu asta închei. O să vă mai spun ceva și o să închei acum. Mai era un individ care avea mii de hectare de pământ, dar nu era arabil și nu vrea să-l vândă, să scape de el, dar nimeni nu vrea să-l cumpere. Și a venit o societate de foraj și a spus: dă-ne posibilitatea să furăm, să vedem dacă găsim petrol. El a spus: cum? Lasă-mi e vorba atâtea găuri în curte. Nu vreau, lasă-mi pace. Petroliștii ce a spus? Uite, ca să fie bine și pentru noi și pentru tine, te facem partener la profit cu noi. Dacă găsim petrol, este ok. Dacă nu, rămâi cu găurile. Ce trebuie să faci? Bate-n palma, bate-n palma. Au forat și au găsit petrol. Toată lumea: mamă, ce noroc pe omul nostru! A devenit milionar peste noapte! Nu! Omul a fost milionar tot timpul, dar el n-a știut. A stat și a așteptat. N-a acționat. Ca drept dovadă, să știți că și dumneavoastră, poate acum stați pe scaune și stați cu fundul pe o comoară și nici nu știți. Nu credeți? Ia ridicați-vă și uitați-vă sub scaune. Vorbesc serios? Ești milionară de mult, măi! Vedeți că nu vreți? Eu vă spun că chiar stați cu fundul sub o comoară. Da. Ridicați-vă și căutați sub scaunul fiecare! Va trebui să găsiți în sala asta, sunt 5 plicuri. Am înțeles. E așa, da. Că veți găsi plicuri cu bani. Adică a găsit cineva. Cine a mai găsit? Trebuie să fie 5 toate. Trebuie să fie 5. Câte persoane am găsit în acord? Altcineva. Care sunt cele 5 persoane? Sus! Hai sus! Hai veniți cu mine! Cei care au avut asemenea șansă, vă rog să veniți lângă mine. Hai și al 5 persoane trebuie să fie aici. Și al 5-lea! Mai căutați! Deci 4 și mai e unul! Căutați, băi, toți! Hai! Doamne, când dai oamenilor cu motivație, vă spună că răstoarnă lumea cu fundul sus. Care e a 5-a persoană?